Senatorul nu a mai fost văzut de luni bune pe la birou, însă cei care l-au căutat în ultima perioadă au putut sta de vorbă cu unul dintre consilierii de cabinet. Scarlatti Riza și-a schimbat plăcuța de pe ușă în urmă cu mai bine de un an de zile, când a modificat sigla partidului din care face parte. Astăzi, plăcuța era pe jos după ce s-a desprins de pe ușă.